O să continuați să rămâneți pe bancă? La meciuri? Mai rămân, oricum nu mai rămân pe bancă. Nu mai am vârstă de stat pe bancă. Meciul este pe bancă cu intensitate. Nu mai e pentru mine așa ceva. Ajunge. Sunt bătrân rău de tot pentru bancă. Nu mai mă, gata, mă supăr. Nu mă enervez rău de tot. Păi și ce, dacă stați în tribună nu sau... Nu te mai enervezi în tribună, nu pot să mă duc să mă... Să stai de arbitru sau ce? Da, nu neapărat la arbitru, dar și asta nu mai... Au lăsat ani urme. Nu mai, chiar nu mi-arde. Deci nu ține neapărat că s-a schimbat antrenorul, că... Mai, oricum nu. Ba, a fost averit, da, ok, hai că stau, dar nu mai... Chiar le-am spus, bă, nu mai pot să stau, mă rupe banca, mă rupe. Ce să mai... Acum încă fără spectator mai e cum mai e. Mă, dai seama, te mai înjură unul, altul. Îți mai ieși din pe pe... Chiar nu are nicio... Și așa, trebuie să stea pintilii acum, practic... Trebuie să aibă și un secund pe bancă. În momentul în care a fost instalată Edi Ordinescu, s-a avut o postare, un mesaj. Și vreau să-l vedem, ceva de genul că n-am crezut că va mai exista cineva care să-mi redea motivația de a crede în ceva. Da, am crezut că există ceva sau cineva care îmi poate reda motivația profesională. Da, ideea de Edi Ordinescu și de antrenor care decide și fără imixtiuni mi-a plăcut. Ideea de antrenor cu experiență, de antrenor cu rezultate... Eu am discuții foarte dese cu Gigi, legate de antrenor. Eu i-am spus așa, dacă tu spui că ai cel mai bun antrenor de țară și n-ai nevoie și de antrenor, de cel mai bun antrenor, mă rog, de unul dintre cei mai buni antrenori, dacă ai cei mai buni jucători și consider că poate să joace fotbal fără să ai cel mai bun antrenor, părerea mea că te înșeli. Bă, la mine merge așa, ok, atunci ce sens ar avea ca... Paris Saint-Germain, să-și aducă, mă rog, Paris Saint-Germain nu e un exemplu prea bun la ce aduce Paris Saint-Germain. Bine, Tuchel e bombă de antrenor, dar Pochettino o să zicem că parcă nu City, e... City, să zicem, da, care își cumpără City. Orice. City, dacă City poate să-și cumpere orice jucător, aproape orice jucător, că acum revenim la PSG, poate să cumpere orice jucător, nu City. În fine, de ce ar mai aduce și antrenor? Normal că eu tot timpul insistam, i-am dat un exemplu cu Juventus, i-am spus, opa, Tani, Juventus a câștigat ani de zile campionatul Italia, dar cu cine? Cu Conte, cu Allegri, cu Sarri. A încercat cu Pirlo și era să nu prindă nici măcar Champions League. Că dacă Napoli bate ultima etapă, la revedere, nici Champions League nu mai prinde Juventus. Da. Bine, a avut și loc diferit cu Pirlo, a venit cu mulți jucători tineri. E adevărat, dar erau Ronaldo și Dybala și nu știu, totuși... Iar cădere a fost mare. Adică n-ai fost în luptă la titlul niciun moment, nu că ai pierdut titlul. Niciun moment n-ai contat. Fost aproape, corect. Da. Adică cu un an înainte, cu Sarri înainte ai câștigat, după aia cu Pirlo n-ai mai... Și am spus, uite, vezi, bine, mă, nu știu ce. E, la un moment dat, după meciul cu Rapidul, a zis, da, ia, aduc antrenor. Era condițiile, el a zis atunci, orice cere, semnați. A spus lui Vali, bă, orice cere. Pentru că erau niște chestii mai ciudate clauze. Adică chiar nu poți să spui unuia care te plătește că n-ai voie să vorbești. Iartă-mă, dar nu poți să spui așa ceva. Le-a pus și cineva a acceptat. Că pentru, altfel că, nu. Pentru că a acceptat că oricum, și până la urmă, care era problema pentru cei să plătească o clauză, nu? Nu a era și spus problema. La un moment dat chestiunea. Crezi asta, că era vreun făcea vreun comentariu dacă totul era, dacă se juca bine și se câștigau meciuri? S-au câștigat meciuri, adevărat. S-au câștigat, am avut 3 victorii în deplasare. Toate 3 1-0, 2 din penalti și unul cu autogol. Astea au fost victorii în deplasare. Normal că el zicea, băi, n-avem nicio șansă să luăm titlul așa, jucând așa. Păi eu zic că avem șanse din moment ce câștigăm, că poate o să jucăm mai bine. Aveam încredere că o să jucăm mai bine, doar că meciul ăsta cu Voluntari a fost puțin cam... Uite, jucasem cu Hagi înainte, n-am jucat foarte rău. Adică Hagi, Viitor n-a avut nicio faru, n-a avut nicio ocazie. După aia cu Craiova la 3 zile a defilat repriza a doua. Deci erau și bune și rele, mă rog. Să vedem întrebarea din partea lui Tudor Samuilă. El se referă la un alt aspect, relația cu fanii, mă rog, și ce ar putea să se întâmple mai departe după această demitere a lui Edi. Ce ai fost mereu un om care a apreciat fenomenul ultra și ai pledat pentru revenirea fanilor alături de echipă.
cum caracterizezi relația fan-club după plecarea lui Edi și dacă e normal ca Becali să trimite la Dinamo, Rapid sau CSEA Steaua oameni care țin de o viață cu echipa voastră, apropo de ce am mai declarat? Păi n-a înțeles Silviu, care că e câteodată mai greu de înțeles Edi. Gigi, ea, efectiv l-a enervat Mustață și i-a spus chestiile astea. Mustață l-a enervat, nu fanii din fanii noștri, nu. Mustață și-a cam depășit puțin poziția pe care o are cu ieșirile. Nu crezi că vor fi probleme? Bine, suporterii n-au acces pe stadion, dar să spunem că ar avea acces. Ar fi probleme din partea suporterilor? Eu provin din suporteri Steaua de provincie. Pentru că asta am fost. Eram la Galați și înainte de a intra în fotbal și după ce am intrat în fotbal, țineam cu Steaua, eram la Galați. Steaua este o echipă, FCSB, o echipă care în provincie are foarte mulți suporteri. Are și București, dar în București sunt unii care nu vin la stadion, că n-au cultura să vină la stadion. Dinamo are suporteri în București? Are și în București. Foarte mulți. Nu, dar are foarte mulți. Din moment ce la meciul cu Steaua vin 10.000, când organizăm noi, de ce are? De ce nu vin la meciuri? De ce nu au venit niciodată la meciuri? Nu acum, că sunt problemele care sunt. În general, cred că în România suporterul e interesat de rezultat. Da. Merge echipa bine, vin la stadion. Nu. Suporterul român nu are cultura mersului la stadion. Nu are, așa e. Vin că e stadion nou. Sunt orașe care au lipsit de pe... cum a spus cineva, Mavamondul fotbalului românesc, care a lipsit din Liga 1, cum e la Arad, și se comportă extraordinar și vin, să vedem cât vor veni. Au rezultate, vin. Depinde și împotriva cui joacă. Dar noi știam. Jucăm cu Dinamo, avem 40.000, jucăm cu Rapid, avem 30.000, 35.000, jucăm cu Universitatea Craiova, avem 26-30.000, depinde și de... Mai jucăm cu CFR-ul și ne batem la ceva. Vin, în rest nu vin. Nu e sigur că acum e situația asta, dar niciodată un suporter nu se dezice de echipa pe care o simpatizează. N-are cum să se dezică. Nu poți să devii din suporter Olympiacos, suporter Panathinaikos, ca să dau un exemplu care nu are nicio legătură cu... N-ai cum. Da, n-ai din cum. Suporteri Steaua, după ruptura Steaua Fece, adică după ce s-au divizat... S-a divizat clubul nu ăsta. S-a divizat nimic, Dani. Nu s-a divizat nimic. Peluza sunt... Sud și cu unii asociația ISS, MSS, nu știu ce, IMS, sunt câteva sute de oameni care... Păi dacă am avut meci în aceeași zi și au fost 800 de oameni acolo și 30.000 la noi, cum să divizeze? Ce să se divizeze? Păi ăia sunt toți. Ține cineva cu băjenarul în țară și cu, mai știu eu, Pacionel și cu asta, hai să fim serios, nu există așa ceva. Asta este o încercare lamentabilă a unora din presă să aibă subiect scandal între CSEA și FCSB și chestia asta ce s-a întâmplat prin instanțe. Nu există. Adică nu există. În felul următor, că nu dacă CSEA își schimbă forma juridică, respectă regulamentele și la finalul sezonului următor așa. Promovează în prima ligă, nu devine atractivă pentru un investitor care să o ia și să atragă... Nu știu, nu sunt investitor, nu știu... Nu, ce credeți ca părere? Cred că nu va deveni atractivă pentru niciun investitor, așa cum la CFR se pierd bani foarte mulți, Dinamo în insolvență spre faliment, Rapid a fost falimentată și a ajuns în Liga a patra, Universitatea Craiova a ajuns în... s-a desființat, a apărut o altă Universitate Craiova. Vă mai dau exemple. Poli Timișoara, care bubuia... Bubuia. Hai că Vaslui oricum n-a avut mare tradiție. Dar investiții enorme. Faliment. Timișoara. Erau 40.000 de oameni la Timișoara. Nu există. Păi despre ce vorbim? Chiar n-are niciun sens. Să vină un investitor să piardă bani? A, ok. Dacă vrea unul să piardă bani, să vină să piardă bani. Nu-i problemă. Se poate. Dar nu poate să ia din suporterii noștri. Pentru că suporterii noștri vin să-l vadă pe Coman, să facă o fotografie cu Tănase, să ia un autograf de la Olaru și așa mai departe. Să se gândească că fratesul care are 14 ani o să ajungă la 18 ani ca Octavian Popescu, care, mă rog, 17 ani a debutat și a marcat în... Asta este, ăștia sunt cu astea. Pentru că toată lumea, orice om
care a fost pe un stadion știe foarte bine că în 2003 n-a fost o echipă în prima jumătate a campionatului și altă echipă în a doua jumătate. Tot noi am fost și atunci. Tot noi eram. Da, dar pe de altă parte nici nu pot fi ignorate niște decizii ale instanței. Dar nimeni nu le ignoră. Eu vorbesc moral. Eu nu vorbesc că suntem FCSB, ok. CSA Steaua e CSA Steaua. Înțeleg că nici ei nu prea poate să-și spună Steaua. Nu e asta problema. Eu nu asta spun eu. Că nu trebuie respectate deciziile instanțelor. Nu asta spun sub nicio formă. Trebuie respectate deciziile instanțelor. Dar care se mai și schimbă din când în când. Povestea asta cu posibilă vânzare FCSB, că asta. Nu da. Da. Becali face niște declarații, Mustață face niște declarații, că spune că aduce un investitor de cu 10 milioane. Gigi Becali este cel care ține echipa asta de ani de zile. Mustață, să mă ierte, vorbește în calitate de suporter. Sunt foarte mulți suporteri care pot vorbi. O mie de inși să dea câte 10 euro mi se pare un pariu destul de greu de câștigat. Un milion să dea de 10 euro? Să fim serioși, suntem în România. Da. O să trecem la echipa națională, o să revin la FCSB. Mai am o singură întrebare. Există cluburi susținute de suporteri. La Galați erau vreo 200 și ceva. Se cheamă Suporter Club Oțelul Galați. Bine, depinde la ce nivel vrei să faci. Dinamo nu e susținută? Ia spune-mi și mie, crezi tu că vor fi 10.000 de suporteri în România care să dea 10 euro ca să ia Steaua? 10.000 de suporteri să dea 10 euro? Nu cred. Nu, ai vezi. Și vorbim de un milion. Și după aia să facă ce? El spunea că are un investitor, nu că suporteri o să prea eu. Așa am citit din declarația lui. Mă rog. Bine, ok, hai că vorbim de... Da. Și Nati Meir a trimis un fax că a moștenit $1 miliard de la o mătușe și vrea să cumpere, nu mai știu ce voia să cumpere atunci. Dacă mâine, vă propun un joc. Apropo de întrebările pe care le-au adresat colegii mei, am și eu una de genul ăsta. Să spun că Gigi mâine vă cheamă la el și vă spune așa. Timp de un an, timp de 2 ani, să luăm, ai echipa pe mână, clubul. Nu mă cheamă. Știu, tocmai de asta e un joc virtual, da. Decizi orice, faci numai. Care ar fi primele două decizii pe care le-ați lua? Nu pot să vorbesc de față cu Nicolae. Se poate că povine antrenor. Și a doua. E utopie. Lasă-mă să vă pregătesc, că nu pot să mă iei așa pe nepregătite. Lasă-mă să vă pregătesc, fac un plan și la următoarea emisiune, oricum o să vin cu un plan de măsuri. Okay. Spuneți-mi despre Florinel Coman, care e situația lui. Și... Se antrenează integrat, adică porțiune din antrenament cu echipa, porțiune din antrenament separat. Sperăm ca în cel mult 2 săptămâni să fac antrenamente normal cu echipa, asta însemnând că 3 săptămâni se poate juca. Practic după meciul cu Universitatea Craiova să poată să joace. Deci practic ultimele 3-4 etape să fie bine și s-a fost foarte serios, s-a antrenat foarte serios, perioadă foarte lungă de inactivitate cu accidentare rară. Spuneți-mi, Budescu, cum a perceput scandalul ăsta dintre Gigi și Edi? Că cumva de la el a plecat. Adică se simte vizat în mod direct, e apăsat. Nu că Budescu ar avea o problemă cu... A mai trecut prin așa ceva, dar vă întreb, că poate acum lucrurile s-au schimbat. Ți-ai dat răspuns. Deci nu bag în seamă chestiunea asta, nu? Budescu este cel mai relaxat om pe care l-am văzut vreodată, cel puțin fotbalist. Niciodată în viața mea n-am lucrat și n-am cunoscut un om atât de relaxat. Nu va face riduri nici la 75 de ani. Nici măcar de expresie. Deci nu-l atinge nimic, nu? Este relaxat. Fabulos. În afară de Cordea, pentru că l-am văzut pe el spunând că a avut probleme în perioada aia când a fost infectat cu COVID. E ok Cordea acum. E ok acum. Da. Dar lucrurile chiar așa au stat în privința lui? Adică a fost ceva foarte serios? Sau? Nu. Într-adevăr a avut o cădere, a vrut să-și facă o cafea și i s-au muia puțin... Cum zice curtii, zambilele. S-au muiat zambilele. Nu, s-a pus în fund. Dar n-a căzut să... S-a pus în fund. Mi-a zis, zice, așa mi s-a făcut negru. Păi așa e când leșin, se face negru. Stai liniștit că nu e nicio problemă. Dar într-adevăr a avut ceva simptome. În momentul de față... Dar n-a fost ceva foarte grav. Doar că noi chiar am respectat... am auzit că unii și-au dat jucătorii care aveau COVID și-au dat accidentați.
Asta e avantajul, avantaje, dezavantaje, pentru că îți bagi joc de sănătatea unui om. Până la urmă, dacă într-adevăr faci chestii din astea, s-ar putea să nu fie adevărat. Când ai, când ești vaccinat, poți să ai COVID și mai transmis și altora. Apropo de chestiunea asta, în momentul de față la FCSB, câți jucători sunt vaccinați? 4. 4 din Toronto? Da. 4. Se pot vaccina, nimeni nu-i oprește să nu se vaccineze. Nimeni nu-i oprește. Nu, dar când patronul îți transmite, că dacă te vaccinezi... transmite și după ce patronul a transmis, un jucător s-a vaccinat. Care-i problema? Îl dă afară sau ce? Păi noi avem în club oameni vaccinați. Sunt oameni care vor să vaccineze, oameni care nu vor să vaccineze. Un român din 3 e vaccinat. Ceilalți 2 nu sunt vaccinați. Mult. Ba nu. Vreo 40%. De unde? 30,7, nu știu ceva de genul. Nu vorbim care și-a făcut o doză și nu știu ce. Hai să... Olanda are 85% din populație vaccinată și are 20.000 de cazuri. Păi așa cazuri, toate țările care sunt foarte vaccinate, dar problema e că nu mai mor foarte mulți oameni. Cam asta e diferența, ca discuție, că na, cât vedem... Eu nu spun că sunt pentru sau împotriva, am spus că nu mă vaccinez pentru că eu am un stil de viață care îmi conferă o imunitate extraordinară. Eu mănânc sănătos. La mine în familie se mănâncă sănătos. N-ai vrea să mănânci ce mâncăm noi? Știu că și tu ești atent la ce mănânci, dar... Ai renunțat la clătite? La tot. Nu mai mănânc zahăr, nu mai mănânc gluten, nu mai mănânc carne, nu mai mănânc nimic. Mănânc numai avocado și beau suc de apio. Dar mă simt foarte bine. Da, interesant. Și dacă cineva poate vreodată, dar de vârsta mea, la un anumit sport să facă față, sunt oricând disponibil. Pentru oricine. Pentru Nicola e mai complicat cu sistemul ăsta, că el îi plac dulciurile, înțeleg foarte mult și nu se poate. Are 41 de ani, dar stai să mai treacă mai puțin, că și eu la 40 de ani mâncam orice și eram slab. După aia când am început să pun pe bine, le-am mai redus. Acum nu mai mănânc pentru că m-am dezobișnuit și chiar nu-mi face bine. Sau tu acum recuperezi din perioada când erai fotbalist și te rețineai bănuiesc. Știi cât se reținea? Deci Dică se reținea de n-a văzut lumea și pe mântul. Spunea Corina, soția dumnealui, că ce tot mănâncă asta de ciorbă felul 2 și o tavă de plăcinte, dar nu-i mai fac plăcinte să... Da, și după aia venea, era atât de marcat în zilele de meci, noaptea dormea mai mult de 10 ore, nu dormea niciodată noaptea înainte de meci, era extra, se zbătea rău de tot și 3 ore la prânz. Deci nu cred că a depășit 3 ore la prânz și 10 ore noaptea. Da.